Galeria din peluză își face datoria și o pasă spre Alexe. Mare ocazie pentru Dinamo. Alexe salvează Cobrea. Alexe a dat două goluri împotriva Chiajnei campionatul trecut la cel 3-1 în deplasare. Este golgheterul lui Dinamo, așezare greșită în apărare a lui Bambara. Pasa a venit de la Cristea Alexe, însă Cobrea are o intervenție extraordinară. Alberto Cobrea, cel care a profitat de neînțelege în prima divizie din România, dar a fost foarte bun. Este rândul lui Cristea acum să pătrundă. Alunecă și îl lovește pe Cobrea, o ciocnire violentă a celor doi. Am avut impresia o vreme că Andrei Cristea are prin planul, dar alunecă în momentul în care a vrut să facă schimbarea de direcție și este o ciocnire serioasă. Gazonul a fost udat înainte de meci, dar mă rog, așa se procedează peste tot. Să sperăm că cei doi au scăpat cu bine. Cătălin Munteanu, frumoasă combinație, Curtean blocat în ultima clipă. Încă o ratare foarte. Nu, nici unul, nici altul. Bambara a simțit extraordinar de bine momentul. A venit și a strâns acolo. Câteva ocazii clare, clare de tot pentru. Acum Dinamo preferă să execute scurt. Cătălin Munteanu, un pic prea puternic. Curtean. Centrarea lui Curtean încearcă să reia pe spate Cristea. Cătălin Munteanu dă prost în minge. O minge care sare totuși. Excepțională execuție. Repet, dacă șuta cu exteriorul, dacă efectul era invers, acum Dinamo conducea cu 1-0. Și-au însușit principiile. Fundașii stau în afara careului, vine centrala lui Cătălin Munteanu, nu și-au însușit principiile, și au doar noroc. Dragoș Ligore trimite alături. Chestia asta cu apărarea sus este bună dacă știi exact ce trebuie să faci. Dacă îți pierzi omul din marcaj, așa cum se întâmplă lui Wellington, probabil că vei primi gol la un moment dat. Ratare foarte mare al lui Dragoș Grigore, care în acest sezon are un gol marcat în tur împotriva Brașovului. Serediuc, atenție la această fază, Popovici ajunge, nu! Iese Belgrădean și izbutește să blocheze. O fază la care Dinamo a avut mare emoție, așa cum are acum Chiajda, pentru că mingea l-a sărit pe Bambara. Matei, Cristea și Alexe așteaptă o pasă, Matei continuă de unul singur. N-a făcut astăzi un joc grozav Matei. Ghionea, evident, îl ceartă pe Bambara. A ținut mingea prea mult în dese rânduri Matei și acum a ales această soluție. Priviți această fază. Emoții uriașe, uriașe pentru Dinamo. Noroc cu Bălgrădean, care a fost suficient de rapid pentru a-l bloca pe Popovici. Încă o dată câștigă duelul cu Lucky Wellington. Nu i-am înțeles acum pe cei de la Chiajna de ce n-au urmărit această pasă la portar. Bate ceva mai bine Popovici această dată. Matei a ajuns, iată, pe flancul stâng la această fază. Iată-l acum pe Leca Purece. Wellington stă în offside, dar pasa se duce în flancul stâng pentru Zuluf. Vine Nica, va fi eliminat Nica. Asta ar fi decizia normală. Nu-mi explic, ba da, va fi eliminat. Nica este eliminat și Dinamo rămâne în 10. Credeam că nu-l va elimina Kovac. Ar fi fost o greșeală, este un fault evident. Este un fault evident. Nica pus în dificultate de viteza superioară a lui Zuluf. Fault clar de galben. Dinamo rămâne în 10 pentru finalul acestui meci. Un sfert de oră de om în minus. Concordia a avut om în plus cu Severinul din minutul, nu știu, 13 sau 14. A condus cu 1-0. Și până la urmă s-a văzut egalată. Astfel încât, iată, omul în plus nu-i garantează neapărat succesul Chiajnei, care însă acum își cruță energia.
Roșu direct pentru Paraschiv. Roșu direct pentru Paraschiv. Să vedem reluarea. Maestrul cartonașelor roșii, Ișvan Kovács, lovește din nou. Este al nouălea roșu pe care îl dă în acest campionat. Ca de obicei, are acoperire regulamentară, dar dacă asta este lovitură, atunci avem o problemă. Cătălin Munteanu se resimte, cred că mai mult de ochii lumii. Din nou experimentatul Paraschiv îl trădează pe Ilie Stan. Se joacă 10-10 pentru ultimele 7 minute ale acestui meci. Bate Matei, această lovitură de colț, nu iese, din nou nu iese acolo Cobrea. Mingea a fost însă respinsă. Cătălin Munteanu cu o centrare, ocazie mare, gol Dinamo! 1-0! Gol marcat de Accente, acest vârf despre care toată lumea spune că este foarte norocos. 1-0 pentru Dinamo în minutul 86. Al doilea gol reușit de Accente, care iată profită imediat de șansa care i s-a oferit de a juca în această partidă. Totul pleacă din nou de la o centrare excelentă a lui Cătălin Munteanu. Dandea se înalță, trimite în fața porții și Accente are de îndeplinit o simplă formalitate. 1-0 pentru Dinamo. Un gol care, cred eu, este posibil sau a fost posibil prin eliminarea lui Paraschiv. Nu neapărat omul în minus a contat în cele, eu știu, 60 de secunde, ci moralul lui Dinamo refăcut după ce s-a restabilit egalitatea numerică pe teren. La Barado. A, da, asta este faza de discutat. Lukin cade după un contact cu Ghioreu și prin urmare greșește. Excelent, excelent, Alexe! Alexe, 3 contra portarului și este golul lui Cosmin Matei. Se face 2-0, prieteni. Și meciul, cred că se și termină cu această ocazie. Dinamo învinge Concordia Chiajna cu 2-0, la fel cum a făcut-o și în sezonul trecut pe teren propriu. Goluri marcate de Accente și de Cosmin Matei. Două goluri simple, venite însă după ce Chiajna a rămas la rândul ei în 10 la eliminarea lui Paraschiv. Bun, sigur te gândești să egalezi, dar totuși asta nu este apărare de Liga 1. 2-0 pentru Dinamo, care face 9 puncte din 9 posibile în acest început de primăvară și urcă pentru moment pe poziția a patra. Dinamo se pregătește să atace zona cupelor europene și probabil, dacă va rezolva problemele financiare pe care le are, va izbuti acest lucru. Altfel va fi greu, pentru că urmează o perioadă grea pentru Dinamo, cu 3 meciuri infernale, în deplasare la Petrolul, acasă cu Astra și încă o deplasare la CFR Cluj. Concordia Chiajna rămâne cu un singur punct în acest început de sezon și intră în grupul echipelor care se vor bate să evite retrogradare. Eu sunt Bogdan Cosmescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe Dolce Sport, urmează minutul 91 cu reacții de aici, din șoseaua Ștefan cel Mare, minutul 91 în care se va discuta tot ceea ce a fost important în această etapă. Toate cele bune, la revedere!